Schimbăm subiectul. Sezonul de schi pe pârtile din Poltiniș e plină desfășurare, iar vremea bună și nisorile din ultima perioadă țint cu turiștii. Iubitorii sporturilor de iarnă petrec acest sfârșit de săptămână fie pe placa de snowboarding, fie pe schiuri, ori în cazul celor mici, pe săniuță. Sute de turiști au luat cu asalt pârtiile din Păltiniș în acest weekend. Stratul de zăpadă care s-a depus în urma ninsorilor din ultima vreme a creat mediul propice pentru pasionații de sporturi de iarnă. Așa că nu au ratat ocazia de a-și petrece sfârșitul de săptămână așa cum se cuvine. Cam fiecare an, cei mai încântați sunt cei mici, care profită la maxim de vremea numai bună pentru practicarea sporturilor de iarnă. Cum e azi pe pârtie? Frumos! Ce-ți place? Câte ture ai făcut? Una, că numai acum am venit și peste o tură merem acolo să mâncăm. Și zăpada cum e? Cum merge placa? Bine, pe partea asta un pic mai înghețată, dar mai sus e bine. Și stai toată ziua astăzi aici sau te găsim și mâine? Da, e bine, mie îmi place. Îmi place să schiez, mai ales că la început de-abia puteam să schiez și acum mă duc și pe pânțile foarte abrupte. Ture? Multe ce zi? Un pic obositor sau plăcut? Plăcut, plăcut. Că ne bucurăm de vremea asta până mai, că după aia se duce. Cum e? Bine. Da? Cum merge? Cum merg schiurile pe zăpadă? Bine. Ture? Multe? Da. Și zăpada? Un pic rece sau cum se face? Merge bine. Însă nici cei mari nu s-au lăsat mai prejos și s-au bucurat din plin de experiență. Foarte bine. Alunecă foarte bine pentru că e destul de frig. Dimineața erau minus 10 grade, acum cred că sunt minus 5. Și un pic de soare? Soarele face totul. Atmosfera? Foarte frumos. E o zi frumoasă, o zi plăcută, o zi în care vezi oamenii că se distrează, se relaxează și ce pot să spun, le recomand celor care au drag de zăpadă să încerce. Da, în sfârșit iarna și-a făcut prezența, toată lumea se bucură de acest lucru, cum se și vede pe pârtii de altfel. Noi am avut un strat de bază pentru zăpadă, iar cu ce a venit acum natural, este excelent să vii să schiezi. Toată lumea, cred că a lăsat telecomanda, telefonul deoparte și au venit să se bucure de o zi frumoasă la schi. Cer senin, doar un vibe bun poate să-ți aducă vremea de la munte acum.